Despre adeziv, eu cred că este. Am cam acoperit toate problemele care, care ar putea fi. Știu că există la fel o grămadă de cutume în zona asta cu întâi pui apa, apoi pui praful, amesteci cu viteză mică, mare. Putem să o clarificăm. Hai Acum. să vedem. Întotdeauna, apa curată, fără impurități, deci dintr-o sursă de apă curată, îmi pun apa în vasul de, în care fac amestecul, după care torn. Materialul uscat și mă alaxez. Întotdeauna, malaxarea se face până la omogenizarea materialului. Când el este omogen, mă opresc și las un minut, două, după care remalaxez scurt, încă un minut, două, se redistribuie niște aditivi în, în material. Abia, abia după asta pot să-l pun în lucru. Deci și în gen... nu fac invers, am praful -n Nu, n niciun caz. Nu, nu, nu apa, materialul uscat și malaxare. Și e nevoie întotdeauna de un timp de așteptare de 1-2 minute la fiecare malaxare ca ulterior să-l să -l, să finisezi de amestecat. Să -l, să -l în acele 2 două minute au loc niște reacții. Anumiți constituenți se redistribuie printr-o remalaxare scurtă de un minut în care uh, materialul și el în momentul ăsta e pregătit pentru punerea în